Săracule, tu crezi că am toată ziua pentru tine? Hai, vino aici, n-am timp, eu sunt om de afaceri. Ah, ai ajuns. Ah, hai. Salut, șefule. Salut, ce faci? Ce fac, șefule? Amărâm, nu vezi, vai de capul meu. Piticule, asta e ziua ta norocoasă. Mai ții minte ce noi am vorbit ieri pe telefon? Cum să uit, mi-ai deschis ochii, mi-ai deschis mintea și vreau să ajung bogat ca tine. Am auzit tot ce ai zis și am decis și eu să te ajut, da? Ai cumva țigară? Da, am lăsat la mașină și nu am chef. Ai? Uite, șefule. Bricheta ai? Am și bricheta. Ai. Uite aici. Pune asta înapoi la buzunar. Da? Dar cum fac să ajung și eu ca tine bogat, șef? M-am săturat să mă chinui așa. Știu. Sunt foarte amărât. Te vad ca un om foarte sărac. Blugi asta de când ai luat? Îi am de 6 ani. La noi înscrii la școală? Aoleu, Doamne ferește, nu pot să cred așa ceva. Eu sunt cel mai bogat în zonă. Știi Dorian Popa? Da, știu pe Dorian Popa. Are multe haine. Toate haine a luat de la mine. De la tine a luat toate după hainele? După nu mai îmi vine. Dorian Popa, hai! Și mulțumesc, mulțumesc. Cel mai bogat sunt. Și cum fac șeful să prind și eu ca tine, așa cum am săturat? Ai nevoie să investiție cel mai bun. 2000 de lei, 2000 5 de luni, lei? Ești bogat. Serios, în 5 luni? Ai 2000 de lei? Am pe card, dacă vrei că te la bancomat. Ai pe card, dai-mi cardul. Dai-mi cardul. Cum să nu? Nu am timp să pierd. Uite aici. Pinu? 0011. Înțeleg. Dar ești cum tricou ăsta, șefule? Asta? De la Gucci? De la Gucci? Da. A scris aici Gucci, dar eu am dat jos. Pentru că mulți oameni vin la mine, te rog, vreau și eu poză. Și am scos-o, știi? 8.000 de euro. M-am vrut să ajung și eu ca tine, șefule. Cum fac? Ușor, ușor. Mi-a dat 2000 de lei și deschid ceva pentru tine. Da, șefule, cum să nu? E magazin acolo. Hai, hai, fac un chestie, eu nu am cash. Fac eu umblu cu Bitcoin din asta, știi? Hai. Asta, șefule, iau eu un suc. Hai, mergem. Haide. Șefule, ce vrei să bei? Orice, bere, bere e ok. Salut! Salut, Sutrești! Ce e cu omul ăsta acolo? Bă, lasă-mă, bă, e Nicu săracul, știe tot cartierul. Are la datorie la mine 5.000 de lei de 3 săptămâni. Dacă îl vezi, să-i spui că, bă, îl rup cu bătaia când îl prindai, înțeles? Paolo, cardul meu! Ce cardul tău, bă, tu n-auzi dacă îl vezi pe ăla să-l trimiți la mine? E afară! Cine e afară? Mă așteaptă! Nicu săracul, bă? Omul ăsta, da! Fotul ăla, hai cu el! Hai, hai! E cum ai zis, bă, gami, ia, stai așa, se auzi. Ce faci, Nicule, aici? Nicule! Băi, banii mei unde sunt, mă? De ce mai minții, mă? Că ești om de afaceri, că faci bani, tu că ești milionar? Băi, stau după tine. Descalză-te! Cardul meu unde e? Cardul tău. Dă cardul meu. Aici. Tu ai card? Da, am card. Zuga cardul tău în coace. Și pinul. Nenorocitule. De pinul la card. Să-l iau cu tot cu cap, Nicule. 1-1-2-3. 1-1-2-3, hă? Mai minții că ai bani mulți tu, hă? Promiți în două luni, îți dau. De ce minții, mă, să-mi iei bani? Ai bani la tine, mă? Nu am bani. Are să-mi dea de 5.000, de 5 luni de zile, 5.000 de rest. N-are, vai capul lui. Nicule, nu știu ce să faci, frate, dar descalză-te. Te rog. Ieși ceasul de la mână. De coa. Nu puteți să-mi iei banii tu, mă? Am dreptul să zic că stau în curea. Că ai casă, că ești milionar, mă? Nu mai ceasul ai urt. Doi, ai înțeles greu, am zis, o să fiu om de afaceri. O să când, mă? Ce drecule faci, Nicule, nu-i speli? N-am bani pentru să apuc. N-ai bani, dar să iei pe care de la mine, știi? Hai, bă, să mergem de aici. Gă, mi-ești. Nenorocitule. Ia unul, că voi mai avea nevoie.